Capitolul 5. Vindecarea unui îndrăcit. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul Gadarenilor, când a ieșit Isus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșa din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești! Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? l-a întrebat Isus. Numele meu este legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei!" Isus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare erau aproape două mii și s-au înecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Isus nu i-a dat voie, ci a zis du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Isus și toți se minunau. Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu Corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogute, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Isus a plecat împreună cu el, și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui." Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el, și, întorcându-se spre mulțime, a zis: Cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis: Vezi că mulțimea te îmbulzește, și mai zici cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii măduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, Fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, Nu te teme, crede numai! și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme." Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi!" care tălmăcit însemnează, Fetițo, scoală-te, îți zic!" Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Isus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.